Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Exclusiv, sunt Amelia Vulcu. Așa cum am precizat și în edițiile anterioare, încercăm să aflăm date, doamnelor și domnilor, din campania electorală din cât mai multe localități din județul Brașov. Asta pentru ca toți cei interesați să aibă date și, evident, pe 27 septembrie să ia decizia cea mai bună. Fiecare are dreptul de a alege. Eu vreau să cred că se va merge la vot, chiar dacă situația este așa cum este, chiar dacă încă este pandemie și poate că sunt alte preocupări, este foarte important să alegem noi, nu să-i lăsăm pe alții să aleagă pentru noi. Așa cum spuneam, date din județ, astăzi, doamnelor și domnilor, lasă cele. Să vedem cum a fost prima zi de campanie, alături de prima săptămână de campanie, rectific, alături de mine în studio, Ciprian Nițescu, candidat al ADN pentru funcția de primar al municipiului Săcele. Bine ați venit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Este firesc să avem date din cât mai multe localități, așa cum spuneam domnul Nițescu. Am adresat aceeași întrebare și altor candidați la alegerile locale. Dumneavoastră, cum vi s-a părut prima săptămână de campanie? Pentru că, din punctul meu de vedere, și pot spune că am experiență în calitate de reporter, am văzut și am auzit multe la viața mea în campaniile electorale. Pare aparte toată povestea de această dată. Este într-adevăr o campanie aparte, dat fiind contextul epidemiologic în care ne aflăm, pandemia, însă noi ne-am făcut treaba. Prima săptămână de campanie a fost o săptămână în care am reușit să distribuim, practic în pre-campanie, am fost peste 12.500 de scrisori și chiar mulțumesc echipei pentru că în 48 de ore scrisorile respective au fost printate, împăturite, băgate în plicuri și distribuite în Săcele. Am acoperit cam 93% din locuințele din Săcele. Ați avut foarte multă răbdare și susținere de asemenea pentru că ați folosit cuvântul echipă. Am avut echipă. Am lucrat împreună până la urmă și am distribuit acele scrisori. După care a început campania, știți că în timpul campaniei există niște limitări, afișe, pliante. Categoric și legea trebuie respectată, dar până să înceapă campania, pentru că ați amintit de acele scrisori pe care le-ați distribuit împreună cu colegii dumneavoastră, ce semnale aveți? Pentru că știți la fel de bine ca și mine. Parcă oamenii nu mai au răbdare să mai citească, parcă spun, gata, iar începem, listă de promisiuni, ne-am săturat, asta fac toți înainte de campanie. Nu au fost liste de promisiuni, scrisorile respective au fost niște scrisori în care ne prezentam și prezentam un pic proiectul nostru. Suntem în punctul în care noi am început construcția unei noi formațiuni, practic, ea fiind destul de tânără și lumea trebuie să ne cunoască. Deci, practic, scrisoarea respectivă nu a intrat în programul, programul nostru de campanie. A fost o scrisoare de prezentare. Cine suntem, ce vrem, care sunt consilierii și așa mai departe. Era foarte important. Intri în casa omului, da, te prezinți în momentul în care intri în casa omului. Sunt cu Trebuie să spui cine ești, așa se și procedează, da? Da. Acela a fost scopul scrisorii. Semnale bune. Chiar am avut semnale de la Șinca. Am primit semnale, părinții unei doamne de la Șinca, locuiesc în Săcele, au primit scrisoarea și ne-au felicitat pentru acea scrisoare. Deci atât că este foarte important până la urmă și mesajul scris, dacă el este făcut așa cum trebuie. Pentru că degeaba vorbim dacă în final nu ne ascultă nimeni. Domnul Nițescu, sunteți la ADN acum, după ce ați decis să plecați dintr-o formațiune politică mare, cum este Partidul Național Liberal, alături de doi dintre consilieri. Până la acest moment, ați luat o decizie bună? Cum simțiți? Sunt ferm convins că decizia a fost bună și cred că vorbesc și numele colegilor mei în momentul în care zic că e o decizie pe care nu o regretăm. Este altceva, este... Se pune problema altfel, cumva? Se pune problema total diferit. De la ce înseamnă asta? De la faptul că organizare și tot ce este nu mai este dirijat și impus de forurile superioare. Este să ai libertatea de decide în organizația ta, pentru tine, până la urmă organizația locală,
în cazul de față, o municipală Săcele este cea care cunoaște problemele din Săcele. Să ai această libertate de a decide, să nu vină nimeni să-ți impună pe cineva pe lista de consilier ce să faci, asta cum să pe faci. De o parte și pe de altă parte, în privința problemei X, nu știu, nu dau acum un exemplu concret, se discută sau în privința problemei X de la vârful ADN vine comanda, așa faceți, nu, asta trebuie să faceți. Până acum nu a venit nicio comandă, a venit doar susținere. Pentru că e foarte important cum veți proceda, nu degeaba vă întreb cum veți proceda și în momentul în care veți ajunge în... în Consiliul Local. V-am spus, nu a venit nicio comandă, a venit numai și numai susținere. Pe tot ceea ce am vrut să facem, atâta vreme cât a fost, s-a discutat, bineînțeles că s-a discutat, dar a fost, am fost susținuți permanent. Domnul Ițescu, vreau să aud de la dumneavoastră. Pot să spun că vă cunosc oarecum și în campaniile anterioare am discutat. Când le spui oamenilor în înainte cu o săptămână, cu două săptămâni, cu trei săptămâni de alegeri, programul ADN. A. Nu, știți foarte bine, o reacție de respingere. Așadar, o să vă întreb simplu, ce vreți să faceți? Nu v-am întrebat ce promiteți, domnul Ințescu, ce vreți să faceți? Ați zis într-adevăr foarte bine că lumea este momentul în care vii și le spui... Uite, voi face, voi asfalta, voi face și așa mai departe. Deja există o repulsie. Sigur. De aceea, ceea ce vrem noi să facem în linii mari este de a crea practic cadrul necesar pentru dezvoltare, în linii mari, ca să nu promit nimic. Da? Este vorba de a gândi foarte bine, ca și într-o familie, da? În momentul în care, sau o societate, în momentul în care ai nevoie să cheltuiești anumiți bani, da? Pentru... nu știu, în familie un televizor nou, să zicem, sau un într-o exemplu. Firmă pentru da. O anumită investiție, dar ne mai luăm o imprimantă mai performantă. Ai nevoie de venituri. Da? Deci degeaba vii și promiți ce vei face. Tu trebuie să promiți ce vei face, dar să indici cu ce vei face. Sigur că da. Sursa și atunci de finanțare? Programul pe care noi îl avem și inevitabil intrăm în program, deși nu m-ați întrebat despre program. Programul mare cam pe asta se axează, pe a genera venituri suplimentare. Astfel și important, încât... fără creșterea taxelor și impozitelor, pentru că asta da, este cea mai simplă. Iar întrebarea imediat următoare, asta poți face oricine. Am presimțit. Împovărați pe oameni, da? Am presimțit. Și ziceți, păi, creștem impozitele și mai facem ceva, nu știu, pe o stradă, pe un... Există două variante foarte ușoare de a face rost de bani. Una, mări taxe și impozite. Nu o să o facem. Doi, ne împrumutăm. Nu vrem să o facem. Și cu împrumuturile este o mare problemă. Păi și atunci nu vă rămâne decât o singură soluție. Da, soluția este atragerea de investiții. Fondurile, investițiile și fondurile. Atragerea de investiții și fonduri nerambursabile. Sigur. Toată lumea vorbește de fonduri nerambursabile, este așa omeca campaniilor electorale. Avem, într-adevăr, la Săcele avem un birou desființat de fonduri europene. Va trebui reînființat primul lucru. Cum sună asta? A, un birou desfințat. Fondul nerambursabil era de fapt un birou. Așa. Este desfințat pentru că nu s-a găsit personal. Într-adevăr, este foarte greu în administrația publică să găsești persoane foarte bune pe accesarea de fonduri, adică specialiști. Adică să-ți întocmească acele proiecte, nu? Și care să fie capabil să le și gestioneze ulterior. De da, nu? Degeaba pentru că îl există faci. Niște... Implementări. Implementarea este foarte dificilă. Există niște grile de salarizare. Cred că aici este primul prag, prima barieră de care ne vom lovi. Există niște grile de salarizare și va fi foarte greu ca un specialist, un adevărat specialist pe fonduri europene care să-ți garanteze atragerea acestor fonduri, le zicem europene, dar ele de fapt da, sunt nerambursabile. La salariul pe care l-ar putea avea va fi destul de greu să-l atragi. Atunci biroul acesta va trebui, clar va trebui externalizat, iar biroul acesta va trebui să asigure legătura între executiv și acest specialist. Deci regândit? Da. Practic tot. Este vorba, specialistul va avea nevoie, de un extras CFD, de alte hârtii din primărie, de cine știe ce va avea nevoie. Ori persoanele care vor fi în birou vor face exact același lucru, acest lucru, ele fiind acolo în executiv, așa, vor putea să-i furnizeze specialistului tot ce are nevoie, astfel încât proiectul să se deruleze, scrierea proiectului, de fapt, elaborarea proiectului să se scrie, să se desfășoare fără propteli. Da, aici va fi mult de lucru, dar este o soluție foarte bună dacă este să vorbim despre capitolul finanțării. Ați fost consilier local. Cu ce credeți că i-ați putea
învinge, să spun așa, pe contracandidați. Acum, nu neapărat dumneavoastră personal, dumneavoastră și echipa, pentru că nu puteți lucra de unul singur. Care ar fi aturile? Totdeauna am mers pe ideea de echipă. Ăsta este primul atu. Ăsta este primul atu pentru că am mers în echipă. Deciziile pe care le-am luat au fost decizii cu care toată echipa a fost de acord. Am ajuns la consens în cadrul echipei și în urma discuțiilor, chiar dacă au mai existat păreri contrare, până la urmă s-a hotărât și așa s-a mers în echipă. Iar aturile, până la urmă, un atu este activitatea mea de consilier de 4 ani de zile și activitatea noastră a celor 3 consilieri în ultimii 4 ani de zile. Oricine poate să vadă asta, mă gândesc, oricine poate să... Toate procesele verbale ale ședințelor sunt pe site-ul primăriei, există un nivel de transparență acolo. De la un moment dat pot urmări chiar înregistrările ședințelor sau da, chiar live. Da, mi-aduc aminte că a fost în trecut o întreagă discuție pe tema aceasta. Că vorbeam ce am făcut. Inițierea proiectului de transmitere a înregistrării și transmitere live a ședințelor de consiliu este inițiativa mea. La inițiator scrie numele meu. Și asta ce înseamnă? Dovadă de transparență. Dovadă să vadă toată lumea, pentru că așa este și normal până la urmă. Da. Oamenii v-au trimis acolo, iar ei trebuie să aibă posibilitatea să vadă ce faceți la fiecare ședință. Da, de aceea zic că există, cine vrea poate să vadă, poate să urmărească, să vadă până la urmă comisiile din care am făcut parte, activitatea pe care am desfășurat-o ca membru al Consiliului de Administrație de la Spitalul Municipal Săcele. Iar vorbim despre activități în afara Consiliului, cum am comisii. Da? E vorba de comisia de ANL. Activitatea din comisie este poate cea mai importantă. Nu vorbim de comisiile Consiliului Local, vorbim de comisiile cum ar fi comisia de ANL. Acela este un alt exemplu, dar tot ce se discută acolo, acolo de fapt se fac dezbaterile, da? Și este foarte important ce se discută. În comisiile Consiliului Local, da, se fac dezbaterile, dar în comisiile de care vorbesc eu și dau exemplu Comisia de Locuințe pentru Tineri, Comisia ANL, cum se zice, în momentul în care s-a stabilit componența comisiei, toată lumea fugea pentru că în anul 2004 sau 2005, dacă nu mă înșel, la vechea comisie, toți au fugit, toți au făcut de acolo pentru că s-a lăsat cu dosare, cu... Așa, toți au fugit, mă gândeam acum unde au fugit. Da, au fugit de responsabilitatea de a fi membru în comisia respectivă. Am făcut parte din acea comisie, n-am fost singur, au mai fost colegi din Consiliu. Am analizat, cred că, peste 100 de dosare. Sunt peste 50 de apartamente repartizate. Fără probleme. Nu am avut cred că a fost o contestație, dar s-a rezolvat. Dar atât. Deci nu am avut nicio plângere, nicio... În momentul în care îți faci treaba... Așadar, deciziile au fost corecte, asta vreți să spun. În momentul în care îți faci treaba corect, nu ai emoții, nici că cineva îți va face plângere, nici nimic. Pui capul niște pe pernă. Ceea ce este foarte important. Știți foarte bine... Domnul Țescu, acolo la Săcele este un cartier aparte. De fiecare dată, eu spun aparte, cu tot respectul pentru toți oamenii de acolo, dar este un cartier tratat așa de fiecare dată, haideți să spun, cu multă atenție. Cine credeți că îl va cuceri? Dacă îmi permiteți acest termen pe 27 septembrie, pentru că este o miză acolo. Adică, de exemplu, am văzut pe liste și am tot respectul, am văzut domnul Gândac, domnul, câți sunt, apropo, din acel cartier pe... Pe listele acelea, cred că sunt 4 persoane, dacă nu mă înșel. Până la urmă, fiecare partid, și chiar aș vrea să discutăm cât mai puțin sau chiar deloc de alte partide. Cum vedeți asta? Însă, fiecare își construiește lista de consilieri așa cum crede că este reprezentativă pentru municipiu. Dacă cei care au hotărât ca pe acea listă să fie 4, 5, 7, 10 persoane din cartier, probabil ei consideră că sunt reprezentativi pentru municipiu și atunci am merită să fie pe listă. Poate oamenii au niște calități acum, Dumnezeu știe. Eu de-aia am și folosit termenul acela, cineva cuceri acel... Referitor la cucerire, iar este destul de... greu să dăm un verdict acolo. Este o zonă și iar nu vreau să fiu înțeles greșit, este o zonă unde foarte mulți cred că pot manipula ușor persoanele din zona respectivă. Ceea ce nu știu neapărat dacă e chiar așa. Până la urmă, oamenii aceia au și ei dreptul la opinie așa cum îl avem noi. Bineînțeles, și ei au dreptul de a pune ștampila într-un pătrățel pe buletinul de vot.
Da? Sunt multe formațiuni care insistă pe zona respectivă. Pe zona respectivă. Păi, este o concentrație mare de persoane acolo și v-am spus, mulți au impresia că sunt ușor de manipulat, pentru că și da, aici vorbesc până la urmă statisticile cu 0% promovabilitate la capacitate. Este o zonă unde educația este un pic șchioapătă. Dar de ce nu s-a făcut nimic pe linia aceasta? Un pic șchioapătă, puteți lega întoarcă. Nu s-a făcut nimic pentru că fiecare persoană este interesată de a avea rezultate sau a face un proiect pentru 4 ani de zile, cât durează un ciclu electoral. Nimeni nu se gândește la un plan mai lung. În perspectivă, iar soluția pentru zona respectivă este educația. Bun, dar ADN se gândește, domnul Nițescu, pentru că emisiunea asta rămâne, nostru. Spun de fiecare dată, rămâne și oamenii peste un an, doi, trei, vor veni și vă vor întreba, păi uite ce ați spus, că faceți pentru Grăcini și n-ați făcut. În programul nostru există un centru educațional în zona, în zona cartierului respectiv, în zona cartierului Grăcini. Într-adevăr, vorbeam mai devreme că toți se gândesc, de ce 4 ani? Pentru că atât durează un ciclu electoral. Dar nimeni nu gândește un plan pentru zona Grăcini, un plan de 10-12 ani, cât durează să vezi rezultatele unui plan de investiții în educație. Da. Este ceva ce oarecum depășește capacitatea municipalității din Săcele, cred, în orice caz. Pentru că am fi văzut ceva dacă nu depășea. Da, am fi văzut ceva concret. Cu siguranță va fi nevoie și de, și de ajutor județean sau guvernamental pentru a rezolva problema de acolo. Și de răbdare. De răbdare, v-am spus, educația este soluția, dar rezultatele... Educația este cea mai importantă. Dar rezultatele se văd în 12 ani și nimeni nu așteaptă atâta. Atâta vreme cât poți să... Ai rezolvat problema, vreți să spuneți, rezolvi așa, acum din 4 ani. Rezolvi peste 4 ani iar vin din nou alegeri și trebuie să discutăm cu oamenii să-i convingem să ne voteze din nou. Nu, acolo soluția este lungă. De lungă durată. Pe termen... Da, și făcut așa cum trebuie, încep școlile pe 14 septembrie. Cum dacă vedeți? Încep. Deocamdată știm că încep. Momentan, lasă cele, cred că se va merge pe scenariu verde, municipalitatea și aici țin să punctez că municipalitatea, inclusiv, da, prin rectificările bugetare și inclusiv noi, a rezolvat problema măștilor și nu guvernul. Deci lasă cele, vor începe școlile cu... tot ce este necesar. Lucruri rezolvate de către administrația locală și nu de către guvern. Știți, ce să facem dacă s-a împiedicat licitația cu ghilimele de rigoare? Domnul Nițescu, păi de ce să fi gândit, doamna Anisie, totul din timp ca să fie bine? De ce să fi făcut asta? Nu știu să vă răspund de ce. Cred că timp era suficient. Știam că începe școala pe 14 septembrie de când? De anul trecut? Acum, știți cum este? Copiii sunt cei mai importanți. Toată lumea spune asta. Copiii, vai, elevii, școlile, dar nimeni nu face nimic, da? Cu adevărat. Da. Astăzi, dumneavoastră, aveți doi copii. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc. Îi trimiteți luni la școală convins că totul va fi așa cum trebuie? Nu convins că totul va fi așa cum trebuie. Nu 100% convins. Dar școala va începe și probabil copiii vor merge la școală. Oricum se va merge la școală, indiferent de ce va fi, având în față alegerile din 27 septembrie, școala va începe. Uitați-vă la numărul de cazuri raportate. Parcă e un pic în scădere, așa. Păi dacă așa e situația, cum ați zis, știți cum este oficial, vedem cu toții ce se întâmplă, dar nu ne oprește nimeni să discutăm subiectul. Sunt speculații până la urmă. Facem afirmații, dar... le putem proba. Da. Parcă așa e, totul, vreți să spuneți că totul se pregătește ca să se întâmple ce trebuie să se întâmple pe 27 septembrie. Da, trebuie să se întâmple. Este clar că trebuie să se întâmple... Bomba atomică, probabil, Doamne ferește, glumim. Doamne ferește. Acum amintați de măști. Există tablete? Există tot ce le trebuie? Nu, n-am putut suporta. Deci măști, dezinfectanți, tot ce e necesar în cadrul școlilor sunt rezolvate, însă tablete și pe partea de online... Deocamdată fondurile bugetare de la SCE nu permit așa ceva. Așteptăm licitația de la guvern, sperăm undeva de Crăciun să vină tabletele. Da, și nu sunteți singurul care spune asta, am un întrebat pic de ironie acum. Și din am întrebat și din
sistemul de învățământ, oameni care știu ce se întâmplă acolo și oameni care sunt sceptici. Până la urmă vor fi copii discriminați. Vor fi copii discriminați. Soluția unei școli, până la urmă, online, o văd, are plusuri și minusuri. Are plusuri pentru că, până la urmă, trebuie să ne pregătim cu toții pentru digitalizare, că în direcția aia ne cam îndreptăm cu toții, este clar. Pe de altă parte, dar copiii trebuie să interacționeze. Pe de altă parte, pierzi interacțiunea, pierzi alergătura aia din pauză și bătutul mingii în cele 10 minute de pauză sau care schimbatul... Care și așa se întâmplă tot mai puțin, pentru să știți că... Să se întâmplă, să știți că se întâmplă, cel puțin la școala unde sunt copiii mei, elevi... Chiar încă au energie mai... debordantă. Au fost inclusiv bătătoarea, ne spunea, păi, aleargă într-una. Așa. Ceea ce este... Asta e bine. Pe de altă parte, minusuri, deci pierd socializarea asta și mai pierd lucruri. Nu toți au acces la internet, păi, la tablete, la... Ce facem cu acei copii? Unii da, alții ba, păi da? Nu-i corect. La noi sunt un caz fericit că fiecare au calculatorul lor chiar și în paralel. Dar sunt familii unde există calculator, dar există unul. Și sunt doi sau trei. Copii sau trei și atunci ce faci? Ce fac? Pe rând? Cum fac? Și mai este o problemă aici, domnul Itescu. Eu știu la cazul dumneavoastră. Discutăm în general. Să presupunem că vor fi copii care vor merge pur și simplu la școală și vor fi copii care vor rămâne acasă pentru învățământul online. Dacă părinții lucrează și nu au pe cine să trimită, nu știu, să ia copilul de la școală, să rămână cu el acasă, sunt copii mici care necesită supraveghere, ce facem? Acum le gândesc onorații guvernanți? Sunt, într-adevăr, cu marea majoritate, sunt cazuri fericite, dar sunt puține cazurile în care părinții pot lucra de acasă. Da? Absolut corect. Și omul își pierde locul de muncă, nu poate să-și permită așa ceva. Că nu mai pe are... perioada stării de urgență a existat o soluție. Bună, medie, a existat o soluție, puteau să stea cu 75%, mi se pare... Domnul Itescu, aici dar nu sunt de acord. Să... Cum să mă obligi să rămân acasă cu 75%? Că poate eu nu sunt mulțumit, eu vreau să câștig 100%. De ce să stau cu 75%? Nu mă poți obliga tu, guvern, să trăiesc cu cât îmi impui tu. Și dacă ar fi așa, de unde ar mai fi fonduri la... Nu vezi că nu reușesc să mărească pensiile, să dubleze alocațiile, că nu există fonduri bugetare pentru lucrurile astea. Da, acum suntem în campanie, vorba dumneavoastră, promitem orice, se poate orice. Credeți, și adresez această întrebare invitațiilor mei, credeți că totul se încearcă a fi împachetat și să fie așa de un roz din acela deschis și frumos până după 27, când vor veni mesaje de maniera, suntem în recesiune, economia este praf, trebuie să tăiem salarii, trebuie să dăm afară oameni. Și la ultima emisiune m-ați mai întrebat lucrurile. Vreau să văd cum ați simțit. Și la fel vă răspund, da, după 27 septembrie o să înceapă să descopere că de fapt fondurile sunt mai puține, că nu se mai poate face aia. Am crezut că ați văzut dumneavoastră altceva în programul actualei guvernări și despre cine. N-am văzut. Sincer, nu... am început emisiunea, m-ați întrebat cum a fost intensă prima săptămână de campanie și am fost concentrat destul de mult pe aia încât nu, inclusiv site-urile de știri și nu prea am avut timp, vă spun sincer, de a urmări programul de guvernare. Asta înseamnă care... că ADN are mult de lucru acolo la sărcele. Domnul Itescu, dacă ați fi la guvernare acum și ați fi, nu ministrul educației, și ați fi premierul României, astăzi suntem în 9 septembrie. Pe 14 începe școala. Ce ați face astăzi astfel încât toți copiii din 14 septembrie să fie tratați în mod egal? S-ar mai putea face ceva? Credeți că ați putea face ceva cu doar 5 zile înainte de începerea noului an școlar? Este un sal mare de la consilier, candidat la primărie până la prim-ministru, păi, în poziția în care mă pune gestiona? Să mă proiectez. Cum aș gestiona? Nu, în 5 zile nu mai ai ce să faci, nu cred că mai ai ce să faci. Păi și ce va fi? Va fi brambureală. Păi dacă n-ai făcut timp de 3 luni, 4 luni de zile, școala s-a terminat pe 10 iunie, ceva de gen, dar oricum în jur de 15 iunie, că așa se termină. Ai avut 15 iunie, 15 septembrie, ai avut 3 luni de zile. Dacă n-ai făcut în perioada asta
cum poți să mai faci în ultimele 5 zile? Dacă alții ne-au făcut în perioada pe asta, de ce întrebați un candidat la primăria să cere, îl puneți de papucii de prim-ministru și îl puneți și îl întrebați cum a rezolvat în 5 zile? Păi mă gândeam că poate le dați soluția, domnul Ițescu, și după emisiune le telefonez și le spun, faceți asta, măcar în ultimele 5 zile. Cred că în 5 zile se mai pot face, inclusiv presupunând că se pot face niște achiziții, ajustări și achiziții. Cine are capacitatea de a livra sute de mii milioane de tablete în 5 zile? Cum oare, de ce nu li s-a spus părinților adevărul, domnul Ițescu? De teama faptului că vor pierde voturi? Eu v-aș fi răspuns nu cu subiect și predicat, ci cu o dată, 27 septembrie. Da, înseamnă cam același lucru. Da. Nu mai avem timp. Din păcate. Mesaj de... Ce n-ați spus, domnul Ițescu? Din păcate, asta înseamnă că mai aveți ceva de spus. Păi aștept o nouă invitație. Dacă nu mai avem timp, mai este, sunt, este un semnal, vă rog, un semnal mai foarte sunt lucruri bun. Pe care doresc să le spun, dar cum ziceați, nu mai avem timp și sunt multe, pentru că urmează și chiar aș vrea să transmit celor care ne urmăresc, vă rog, ceea ce am de gând să fac. Am vorbit în mare, da? Planul general de creștere a veniturilor ca să putem face investiții. Da? Pentru că nu poți să promiți asfalt și de aia când știi că nu ai bani de asfalt, da? Restul sunt gogoriți electorale, cine promite că asfaltează tot să cele în 6 luni și nu spune și cu ce, și cu ce resurse, da? Financiare și chiar aș vrea să detaliez un pic care sunt punctele și cum realizăm planul ăsta. Doamnelor și domnilor, numai când mi-a spus domnul Ițescu, eu mai vin. Eu vă doresc succes și emisiunea rămâne, să știți. Bine, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, așadar, domnul Ițescu a volat așa un pic, n-a spus promit, ci a prezentat un pic altfel lucrurile, ceva din băcie se sizez în discurs. Îl vom mai invita aici, lăsând gluma la o parte. Doamnelor și domnilor, dacă tot am discutat în această emisiune despre cum va fi în noul an școlar, pregătesc un material, spun eu, exploziv, fără să exagerez, despre modul în care s-a desfășurat într-una dintre școlile din Brașov, mai exact online, că acum așa procedăm, o ședință cu părinții. Vreau pe această cale să-i mulțumesc celui care a venit să ne povestească ce i s-a spus în acea ședință online cu părinții. Am solicitat un punct de vedere de la Inspectoratul Școlar Județean. Deocamdată nu l-am primit. Îl așteptăm, însă așa ceva mie nu-mi place. Doamnelor și domnilor, expresia aceasta însă este noaptea minții. Sper ca după ce site-ul nostru, brasovtv.com, pagina de Facebook, Brașov TV va prezenta acest caz, sper să reușim să schimbăm ceva. Sunt Amelia Vulcu, pe curând.